Dinamo București și CFR Cluj joacă în această seară finala Cupei României. Partida dintre cele două formații nu are însă nicio miză pentru cupele europene. Niciuna dintre cele două formații nu au dreptul de participare în cupele europene. Național Arena va găzdui în această seară, începând cu ora 21:30, finala Cupei României dintre echipele Dinamo București și CFR 1907 Cluj. Meciul este unul special pentru Dinamo, fiind prima partidă pe care elevii lui Mircea Rednic sunt nevoiți să o joace după moartea colegului lor, Patrick Ekeng. Victoria în fața lui CFR Cluj ar aduce în vitrina cu trofee a grupării din șoseaua din Ștefan cel Mare, Cupa României cu numărul 14, numărul pe care l-a purtat pe tricou jucătorul camerunez Patrick Ekeng. De cealaltă parte, fanii echipei Dinamo Viste au luat cu asalt casele de bilete și au anunțat că vor cinsti memoria lui Ekeng. Marți seara pe Național Arena, dinamoviștii vor întâlni CFR Cluj, echipa aflată încă în lupta din play-out și care își dorește să termine un sezon nereușit cu un trofeu. În istoria echipei clujene ar fi a patra Cupa României, aceștia mărturisind că ar fi de acord să trimită o copie a trofeului în Camerun, familiei lui Ekeng.